O etapă, dar fiind faptul că este procedură specială, mergem pe o etapă mai simplificată. S-au făcut declarații în această ședință, respectiv a fost făcut declarații de către domnul Rusu Ion, s-au elucidat anume aspecte mai tangențiale și mai importante pentru dezvăluirea ansamblului cauzelor pe care le investigăm și cam atât. Da. Ce învinuiește, domnul Rusu? Deci, învinuirea este infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari cu fraudele de la Banca de Economii. Câți ani va primi domnul Rusu? Sancțiunea articolului, am spus și anterior, de la 5 la 10 ani, respectiv după ședința de astăzi și declarațiile care le-a făcut dumnealui, cei ce a menționat și anterior și a declarat anumite aspecte și suplimentare, proprietarii care sunt de fapt proprietarul, care este de fapt a companiei Caravita și Business Estate și respectiv cel care a beneficiat până la urmă de toate avantajele patrimoniale acestei companii, acestor companii. Care nemijlocit este domnul Vladimir Firat și respectiv conjunctura realizării schemei infracționale.